Hai să luăm, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizon, seria voastră preferată, alături de Bercea și Utinel de data asta, pentru că vreau să facem un episod special alături de el. Da, băi, nu vrei web-ul, nu? Bă, nu, lasă, fără web, nu o să luăm web-ul acum, că văd că nu mi-l aduci, nu e nicio problemă. Haide să strângem, ce făcut și tine, să lași la fel mașina ca a mea, ce noroc. Să strângem și de 7000 de like-uri pentru seria noastră frumoasă de Forza Horizon și să îi dăm bătaie să vă spun ce avem de gând să facem. Băi, grasule, vreau să facem un felul următor. O să trebuiască să avem damage-ul activat și tot. O să facem goliatul, dar Justin o să aibă un hipercar și noi o să avem niște mașini proaste, efectiv. Să vedem ce mașini... Ce proaste? Bă, nu știu... Ideea este în felul următor, nu știu dacă să luăm mașini ceva mai ok, dar să nu le modificăm, gen motor și tracțiune, sau să luăm mașini un pic mai proaste, dar să avem voie să modificăm și motorul și tracțiunea. Băi, aici să luăm mașini, nu știu, până în 100.000, dar să avem și să le modificăm bugetul ăsta, tracțiunea și tracțiune și motor. A spus ție un Audi, un BMW, da, ceva, da, ar fi ok, care ceea ce nu e wow la banii ăștia, adică pe bun. Nu, chiar nu e wow. Bă, hai, facem așa. Atunci și nu le modificăm. Dar 100.000 fără tuning, să nu... 100.000 fără tuning, da. Deci, Justinel, tu ți-alegi un hipercar. Hipercarurile sunt cele mai bune, gen. Mă gândesc că știi și tu. Și noi o să ne luăm niște mașini ceva mai prostuțe în suma de... Dar fără tracțiune și motor, pentru că așa ți-ai Camaro ăla și îl scoți. Exact, și îl faci praf. Deci, haide să vedem. Uite, avem aici Camaro de care zicea grasul. Și tot e destul de bun, dar eu zic să ne luăm altceva totuși, pentru că am tot luat Camaro-ul ăla și am profitat de el prea multe episoade, băi, obezule. Zic eu, acum este părerea mea personală. Mi-a plăcut mult cum s-a condus. Ăsta e ăsta, un pic să vedem. Bă, aș putea ceva 4x4, dar nu dacă găsesc. Bă, aia mă uit și eu, ia stați un pic, unde e, mă, unde e? Dar trebuie și ceva destul de nou, pentru că dacă nu, știu ce trebuie să iau. Asta. Da, dar nu sunt, 4x4. No, știu ce iau. Ce e grăsoare? Vrei să spun înainte să-l vezi sau? Nu spune gras, nu spune, lasă-mă. Lasă-mă pe mine să văd. De la Ferrari clar n-avem ce să luăm cu suma de 100.000. Mamă, o să iau una doar spate, da, asta e. Îi pun slicuri, să aplici curbele. Bă, o să fie nasol în curbe dacă îi pui slicuri. Mamă, nu știu. Chiar nu știu ce să iau, mă credeți? Util grasul, să vezi tu ce băi te-ai dat dacă stăm. Deci nu vreau nici aud de el, sincer, că m-am săturat, vreau ceva diferit. Ia să vedem dacă de aici am ceva să-mi iau. Asta nu-mi place, că nu se duce de nicio culoare, ăsta e incontrolabil. Ce faci, mă, grasule? Sărbaticule, a venit nașul, bă. Ce, ne faci? Bă, tu știi cât de mișto e? A găsit o strălucire de mașină, bine, nu știu cât de bună e, nu știu dacă ajung în... Adică ajungă 900, dar... Asta pare interesant. Dar e doar spate. Asta pare interesant, dar nu știu cum se... Grăsane! Pe stradă. Hai, bă, să luăm pe ăsta, mă, că și așa nu l-am. Bă, sălbaticule, te-am făcut praf deja. Cum s-ai câștigat, să știi. Bă, grasule, o fi, nu știu. Eu îmi luai ceva, că zisei să mai schimb puțin situația, pentru că... De obicei ne-am tot luat mașini și puteam să-mi iau, voiam, cred că tot un Dodge mi-aș fi luat, că se conduc șmecher și sunt și ok, dar și capre și ca astea, dar l-am mai luat, doar ce am luat Dodge și i-am rupt pe băieții ăștia, așa că zisei să aleg altceva. Da, Iustine? Eu fac și eu să pot să mă lovesc. Da, nu. Fai și tu, ba da, lasă-ți, bă, să facă și el care... Nu, bă, nu lăsa, bă, se face praf ăsta, nu, nu trebuie cu să lasă-l. Bine, Iustine, atunci tu lasă așa. Lasă așa. Bine. Bă. Ia să vedem. Deci, bă, nu modificăm motorul, da? Ai auzit vreodată de Vespia verde? Nu. E, uite aici. Să-mi zici când ești gata, bă. Ce Vespia verde visezi, mă, grasule, acolo? Bă, Vespia verde. Cam crește ceva la asta, dar cred că o să-l iau. Că e ok. Îmi crește destul de bine. Da, așa să ieși, să-i schimbi. Bă, nu știu dacă, mamă, să-l fac. Bă, ce scoteai? Eu? Nu știu dacă să-l fac mâncația și... să-mi iau slicuri sau să-mi iau normal. Mamă, dă-i scare pe handling. Hai că încerc să iau slicuri. Mă risc. Să vedem dacă și câștig, că mă risc. Ce scoteai ai făcut și gras? Spune tu primul. Păi, eu n-am de unde să știu încă.
929. Asta nu-mi place. Asta de aici n-am ce să-i pun. 929. 929, fraiere. Te fac, ai. Bă, să vedem. La mine nu știu dacă ajung la 929, dar ba da, ajung. Trec de 929. Trec bine de 929. Da, problema e că altuia s-ar putea să fie ceva mai stabilă. Mamă, nu știu dacă să-mi iau. Parcă tot nu mi-aș lua slicurile, mă credeți? Ia să încercăm să le schimbăm, să vedem ce se întâmplă. Acum, mamă. E vai de șamar de om pe accelerație dacă nu. Bă, graful ăsta, dacă ar fi fost șmecher, și-ar lua și-o una 4-4, da. Mamă! O să mă risc, o să mă risc. Asta este. Să vedem. Hai, gras! Ah. Justine, tu-ți luași mașină? Da. Hipercar? Ce? Am luat Lamborghini Centenario. Bun. Ne rupe ăsta, grasule. Mă, ce să rupă? Ia uite ce am uit. Băi, ești prost? Nu spune că o luași pe aceeași mașină. Ba, da. E exact la fel? Nu-i mă la fel, ce-i? Nu e Cayman GTS? Stai un pic. Ba, da, ăla e. Nu, e GT4. Ah, eu am GTS-ul. Ce adică afară suntem, bă? Păi ce vrei, mă, luai cea mai bună mașină la banii, dădui 80.000 pe ea. E 86.000. Bă, măcar nu e la fel. Era nasol dacă era la fel. Nu, vă zici după cur că nu e la fel. Ai fost și făiguri. Tu ai body kit, nu? Era da. Body kit pe ea, de asta. Bun, haideți să facem cursa. Că zic că nu filmează. Mamă, dar ia curbele ieri. Ia curbele. Nu mai lovi, bă, grăsanule. Mai degrabă mâine, grăsanule. Așa, ia să vedem PVP, convoiul meu și o să-l dau pe vara asta. Așa, hai să vedem. Bă, grasule, eu zic în felul următor, o să-ți dau un sfat. Nu dă-i mai da maxim viteză și încearcă să iei curbele mai degrabă. Nu, n-am ce fac, deci o să fie o... Nu tu, îi zic lui grasul ălalt, că tu ai viteză, ai mașină ca lumea. Deci, da, cam asta ar fi. Bă, dar să duce... Băi, ești nebun, grasule, ce se duce scârba asta mică? Mamă! Bă, s-ar putea să nu fie atât de nasol. Bine că nu i-am schimbat motor, nu i-am schimbat nimic. Ce ies pe vorba lui grasul, mă. Ies pe a verde, auzi? Bine, mai vestea. Mă, nu-i mișto? Bă? Bine, tu ai și body kit-ul șmecher pe ea. Hai să vedem, dar eu zic că... Bă, ar trebui să le facă Justin din toate punctele de vedere. Și top speed și ăsta și tot. Dar să vedem. Au deci 999. Bă, tu ai 972. Grasule, eu nu-i puse slicuri. Păi da, că nu știu dacă ajung că... Păi nu, dar ai schimbat slicurile, bă, slicurile scad la performanță. Păi și cu slicurile aveam 934. Ce crezi? Mamă, da, și de plecat nu-mi pleacă, că nu vrea ea. Da, să vedem pe grasul în curbe acum. Ia. Vă zisei că... Vă zic să-l vedem pe gras în curbe. Mamă, da, mamă, da, tașcă și mie îmi face figuri. Bine, e normal că e doar spate, dar... Mă așteptam să fie un pic mai manevrabilă, care e aproape maxim, totuși. Bă, da, cu slicurile e ciudat, bă, da, pentru că în Formula 1 îi iau slicuri, frate. Bă, grasule, îi iau altă... Mamă, Justine... Mamă, grasule! E praf, bă! Grasule, îl văzui cum fugi, bă! Se făcu praf, ești de bun! Mamă, dar ce fuge asta atât de cur? Mama ei ia mașină! Ce-a mea fuge? Rău! Bă, las-o mama ei că... Zici că are... E mai rău decât dacă ar avea slicuri, ești prost? Te uite și tu ce figuri face! Păi cu slicurile nu fuge... De curvă, prostule! Da, așa e, ai dreptate și tu. Dar nu prea ia bine curbele a ta, n-ar trebui. Dar la mine fuge de curul. Bă, dar ce repede fugea ta, bă, față de-a mea, bă. Păi da, bă, dar maică, lasă că... Maică! Praf. Și tu? Era să mă fac și eu, dar o ținui. Eu, băi, am făcut rău. Mamă, grasule, și ai și damage-ul, ai grijă. Bă, nu știu de ce, preconizez că o să câștig cursa asta. Pentru că grasul se că am făcut praf și Justin e vai de stău. Nu m-am, bă, uite și tu la el. A? Bă, dar și eu am damage-ul activat. Păi ce, mă, activa și tu damage-ul? Nu, îl lăsai așa. Păi cum adică lăsai așa? Îl lăsai pe... să fie neactivat. Păi și atunci cum îl ai activat dacă îl lăsai să fie pe neactivat? Nu știu.
Păi tu salvași modificările prostule. Așa, am și o mică întrebare. Păi cum le salvezi? Apeși save and exit! Bă, tu ești nebun? Bă, grasul ăsta e prost. N-ai văzut ce se face, e gras. Tocmai ce ziceam și noi, că, bă, noi avem impresia că ăștia, unii copii, că sunt așa, că nu știu ce, dar sunt descurcăresc. Ia uite-l pe Justin. Da, uite-mă și pe mine. La câte n-am secunde ești gras? N-am și apărare, mașina e mult mai bună. Bă, dar cum o găsești, mă, că nu am pe bună, mă? Bă, ma... Pe la 970. Tocmai ai... Mamă, dar ce bine o văzurăți, fraților, ce bine o îndreptai. Mă, dar dusem de spate cu ea, dar norocul meu că o ținui... Mă, numai... O ținui invers. Mamă, vai de steaua și de zilele mele. Dar știți unde îl fac rău pe gras? Acolo unde e drumul ăla. Este tot ca ta. Mamă, ce era să ies. Bă, să știi că cred că fuge mai rău a mea de cur, mă crezi? Da, cred că ea mai bine curbe. La viteză mică, dar la viteză mare n-ai treabă. Aie, da, la viteză mică îmi face figuri că îmi fuge de cur. Dar la viteză mare s-ar putea să fie treabă ca lumea. Bă, grasule, zisă-și tu de ăștia. În primul rând, ăia știu să... Când le fuge mașina de cur, ei știu să o țină. Nu ca noi. În primul rând, la formulă. În al doilea rând, au mașinile făcute ca lumea. Îți dai seama? Că ei au nevoie de aderență și de ăsta, știi? Pardon, da. De aderență. Au nevoie de accelerație și nebunii. Dar ei știu să controleze. Noi... Căcat, dacă ai pune slick-ul ăsta, cum se numește, slick-urile pe una ca asta, normal că nu poate să facă performanțe. Nu pot, uite, ești tu mâncață și deci nu poți să-l ajungi deloc, deci e butroasă roamea. Păi cât îți prinde, mă, ție? Uite, de exemplu, acum cât ai? 200. 200? Da. În cap? Da. Nu 200 și? 205 aveam. Bă, ești nebun. Păi și ia spune cât prinzi. Că poate e drumul. Uite, pe aici, ia. Păi mă ajunge și Justin, cred că. Uite, 230, 240, 250. Hai, mă, că nu e așa rău. Iar mă făcui praf. Mamă, iar mă făcui praf. Păi și eu, că zic cu ea înapă, ești nebun? Bă, dar se duce urât de cur și degeaba îi dau eu invers. Justine, tu mai ești acolo? Da. Bă, deci ăsta Justin când se concentrează, ca să zic așa, bă, un cuvânt nu mai zice. Bă, nimic. Nimic. Hai, bă, sărbaticule, mai așteaptă-mă puțin și pe mine, că eu am handicap, rău. Păi ce handicap, bă, ai handicap, că nu s-a lăsat și bine mașina, ăla e singurul tău handicap, gras. Păi nu mi-a arătat mie pe aia, bă, tu ai carpesul și de aceea. Bă, nu s-a arătat. Bă, îmi prinde grasule, mi-a ajuns la 360 aproape. Da, ia să vede mie. Bine, dar e și maxima, 360. Îmi spui acolo, pe drumul ăla drept cât îți ajunge. Pe câine sec. Bă, să duce pișcariciul ăsta, ce-i? La 86.000, ești nebun? Stai. Ce ai, bă, nicio treabă, nicio șansă, n-am. Nu? 260 îmi lua, ești nebun, 270, mai mult. Pe drumul drept? Da. Bă, ești nebun? Și te duc cu ea în cap. Cum reușești, grasule, dar la 270 să te faci praf? A? Nu știu, bă. Ia, stai așa, că în drum de pe aici, ia să vedem. Păi acolo, ziceam. 260. 270. Bine, coș lovi 280. Aaa, păi se poate și din cauza că o lovi. 290. Păi nu, că o lovi acum, dar mai mult de 320 nu lua oricum, nu cred, nu văd. Bă, nu știu, mie îmi merge pe aici, uite, pe plajă cu alea merg cu 360, ești nebun, am niciun stres. Și așa... 44 de secunde, ești nebun. Atât ai? Da. Mă, mâncați și te-a făcut praf. Și Justinel? Tinele, tu câte secunde ai? Tintin, ceva. Câte secunde ai? 100 și ceva. Mamă, Justine! Bă, că e ceva normal. Bine, că la mașina lui nici nu trebuia așa ceva. Bă, cum adică e ceva normal? Bine că se și lovi și prostul nu-și dezactivă damage-ul. Și probabil și de asta. Dacă avea damage-ul activat, nu știu dacă era chiar așa. Dar grasule, ce mă gândești la tine, n-a avut atât 100 și ceva deja. Da. Păi băi, Justine, tu în loc să te îmbunătățești și tu te prostești, bă? Sincer acum. Corect.
Haida! Haide, șarpili! Cu clopoțele! Mamă, ce... Bă, dar și la viteză ia asta curbele, oliu! A mea îmi trage urât de volan. Nu, nu-n pădure, nu-n pădure, nu-n pădure! Ua. Bă, mereu mă fură curba asta aici. N-am... Aha. Un minut ești nebun, n-am ce să fac. Mi se duce prea repede. No, a mea nu ia viteză deloc, 62 gata. De secunde. Oh my god. Bă, de pe loc face cele mai mari figuri. Mamă, n-am nici aia să... Ia uite-te și tu, deci nu vreau deci să ia doua. Deci fii atent și tu, că mama, el se lovi și secundele tot crezi și-o merg cu 200. Mă făcui praf, ce ai? Nu că mă lovi. Mă întors să-i decur de 3 ori. Și eu mă întors să-i decur. Păi de-aia nu crești, bă. Grasule de-aia nu-ți crește, bă. Bă, se tocire slicurile, cred că. Acolo raznă, da. Și cu ăștia am fugit acum decur. Bă, nu știu, eu cred că te loviști tu. Că nu știu dacă, nu știu dacă se pot, uite că la asta chiar nu o să caut pe net. Dar nu știu dacă se pot toci și ăștia cauciucuri. Da, cred că dacă ai damage la cauciucuri, bă, da. N-ar trebui, că nu e ca și cum ești la formulă să le poți schimba. Păi știi? Ce frate, pă, dacă tu dai ca prostul și dai în frâne brușii ăștia, se tocesc. Nu e logic. Bă, se poate și asta, nu zic că nu. De ce eu zic că da. Mamă, nu mai am nicio șansă, gata, ai pa. Se tociră slicurile de tot. Zici tu că de asta mă mâncați așa? Da. Deci mai merg. Păi dacă în curbă accelerai și îmi fugi de cur, ești nebun. Păi da. Deci eu acum da. E mai rău de... Deci la mine acum este mai rău și la plecare. Păi tu ai doar spate grasul, e normal să-ți fugă de cur în curbă, ești nebun? Bă, e mai rău decât cu cauciucurile normale. Zici? Da, deci fuge rău, rău tot, e instabilă, nu mai gata, slusă. O simt. Bă, zisei, așa mi se întâmplă mie la tine, dar... Da, uite, nu mai este, e pa, gata. Bă, înseamnă că mă duc să termin cursa fraților, îi bat rușinos pe ăștia. Nu am nicio șansă, deci nebun. La, nu, nici la dacă te-ai lovit acum, la un minut și ți-ar prinde doar 100, tot nu te ajung. Bă, ești de bun, atât de rău e, bă. Nu pot. Bă, deci așa mi se întâmplă mie la FXX, dar nu cred că, la mine nu știu dacă fug de la cauciucuri, nici nu știu de la ce fug. Că eu nu mă lovi, dar n-aveam slicuri pe el, gras. Nu știu ce să zic. Să fie de la cauciucuri, habar n-am. Dar în orice caz, da, mi se făcu praf, ești nebun, deci nu mă mai înțelegeam cu ea și până atunci pucea mai șmecheră mașină. Mamă. Bă, bă, deci zic și eu să-i fac șmecherie, să... Eu zic tu, să-i dau invers și să alunece. Ce să alunece, bă, că asta nu e mașină de alunecat, că degeaba îi dai invers, că tot are putere prea mare, ești nebun, și e și prea ușoară, cred. Deci nu mă înțeleg cu ea. La ăsta, la... curbe mici. Mamă, ce mă enervează. Hai că mai avem un pic, fraților. Bă, norocul meu fu că grasul a avut o mașină un pic mai proastă ca a mea și că Justin nu știe să conducă, că așa... Bă, făcui câteva greșeli și asta, la viteză, da. Bă, la viteză, n-am treabă cu ea. Dacă aveam mașină a 4x4, bă, te făceam praf, ești nebun? Bă, dacă aveai 4x4, da. Dar depinde și cât prinde grasule, că, de exemplu, uite, eu mă mai pierdui cu firea, ca să zic bine, cu firea, mă mai pierdui din ăsta la el. Dar dacă prindeam 360, pricolo, mers să iei o perioadă bună cu 360, știi? Dacă tu luai nici 300... Că nu vă zic 300. Bă, o și lovici după. Bă, fraților, cam asta o să fie, Justin. Justine, câte secunde ți arată, bă, de curiozitate? 177. Mamă, și ție gras? Nu mai mi-arată. Nu-ți mai arată? Cum? Nu știu de ce. A, în orice caz, și-au luat amândoi DNF la distanță de cel puțin un minut. Cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Justin nu e om de Forza Horizon și noi ne vedem data viitoare. V-a pupat, pa, pa.